sportul are un impact pozitiv nu numai asupra sănătății copilului, ci și asupra abilităților sale mentale. Sportul oferă forță corpului și echilibrul minții, iar pe lângă asta disciplinează copilul, învățându-l să fie competitiv și să își atingă obiectivele propuse. Copilul trebuie îndrumat de mic spre mișcare, începând cu antrenamente în familie, cum ar fi și mersul pe bicicletă. Activitățile familiale fac și o conexiune mai bună între părinte și copil. Și la școală, sportul nu distruge copilul de la învățătură. Din contră, copiii care practică sport într-un mod regulat sunt întotdeauna mai calmi și le este mai ușor să se concentreze la lecții. Cât de important este sportul pentru copii încă de la o vârstă fragedă? Este foarte important pentru că pe lângă abilitățile psihice construiesc și abilități fizice deosebite și mișcarea în sine presupune sănătate și dacă ești obișnuit de mic cu un anume sport, așa vei rămâne pentru mult timp. Un copil sportiv rezolvă diferite probleme cu mai multă încredere, iar participarea la concursurile sportive crește respectul de sine și încrederea în forțele proprii. De asemenea, este foarte bine ca un copil să aibă un hobby, iar dacă acesta ar fi sportul, ar fi ideal. Cât de important este sportul pentru copii încă de la o vârstă fragedă? Este foarte important, pentru că îl ajută la dezvoltarea fizică. Și totodată la dezvoltarea civilizată a comportamentului în lume. Acolo învață reguli care trebuie păstrate și în viața civilă.